Bună! Salut! Neața! Și cu mine bună dimineața! Eu arăt mai palestinian decât Amir. Da, să știi! Da. Dar în partea aia de lume nu neapărat toți de pe... Așa cum nu toți turcii sunt ca... Mehmut, Muhammad. Da, nu semen deloc. Nu semen deloc. Ai plecat din Palestina acum? Acum 14 ani de zile. Acum 14 da. Ani. Ai îndurat ceva pe acolo? Să știi că e greu acolo. Adică chiar nu mi-ar fi plăcut să-mi petrec toată viața acolo, pentru că nu ai condiții de viață. Și mi-a plăcut dintotdeauna să am o viață mai normală, nu să trăiesc în condiții de război. Ce bine că ai venit aici. Scoți da. Și piesă împreună. Aici, da. Ea se gândește, ea e foarte pragmatică. Bine că ai venit, tată, că scoteam și eu. Aveam, da, noi ne cunoaștem de 10 ani. Aha. Și de-abia acum noi am fost la Megastar împreună. Aha, da, chiar. Și ce credeți? El a câștigat. Adică... Aia zic. Mm-hmm. Vezi, n-am câștigat chiar întotdeauna. Da. Doar acum, în ultima vreme, am început să câștig. 2008 a fost Megastarul? Da, 2008. Da, uite, 10 ani, că a numărat foarte bine. N-ați mai avut colaborări până acum, ca și fiști nu, de ele? Nu, n-am mai cântat împreună. Doar pe scenă, în seara în care am câștigat eu. Atunci a fost o colaborare și a plâns foarte mult eu. A fost o colaborare când Raluca a plâns total. Bun. Zi-mi de... Uneori ar trebui să nu fim chiar atât de sinceri la televizor, Amir. Da. Trebuie să înțelegi asta că e începutul carierei tale acum. Nu trebuie să fii chiar atât de sincer. Nu trebuie să fii. Stai un pic, că e și Hunedoara din aia, e și Deva din aia. Da, acolo la noi cum în Palestina intifada, la noi daci liber. Da. Acolo daci liber tot așa cu căciulile pe frunte, sunt supărați ăștia da. De tot. E super și nu, el știe. El știe că cu Deva nu te pui. Da, e simplu. Zi. Mai bine taci. Știu, crede-mă că mai ales cu Raluca. Raluca, zim de piesă, zim de clip, zim de lucrurile astea. Hai să-ți spun, am primit eu piesă acum ceva vreme de la Șerban, de la Haha Production. Și mi-a zis, fata, am o piesă foarte, foarte tare. Și din momentul în care am ascultat-o, era trasă cu vocea lui, era... Bă, zic, piesa asta are potențial mare, hai să vin să o trag, să o facem. Și după ce am tras, am zis, nu se mai poate. Am stat și tot, stăteam acolo. Și când a auzit că e în... cu Amir, a zis, opa, stai o secundă. Stai că s-ar putea să nu vreau. Stai că adică... s-ar putea să nu vreau. Eu nu cântam la Megastar România, deci atunci eram slăbuț și recunosc asta. Dar pe parcurs am învățat. Și acum ești mai bun sau? Cânti cu mine, Raluca. Nu, adevărul este că știam de la început că o să fac piesa împreună cu el și am fost foarte fericită să aflu asta, pentru că noi n-am mai văzut de atâta timp și abia am așteptat să cânt împreună. Ce nu faceți voi cum se face în muzica românească? Să dați bine la televizor și după aia să vă dați la joale pe după. Păi nu, mă, că unde mai e fanul? Vă dați așa la joale chiar de față. Unde mai e fanul? Mulțumim tare mult pentru piesă. Pe Amir îl găsiți pe... Facebook și pe Instagram. Pe Raluca Oficial, ia uite. Și pe Raluca Oficial o găsiți pe Raluca Oficial. Și unde... la mine e la Amir Oficial. Și la el e Amir Oficial. Oficial. Sunt doi oficiali, amândoi oficial, vă spun că îmi place foarte mult piesa. Mulțumim. Și vă invităm să participați la construirea unei cabine pentru Raluca. Eu am impresia că vrea să se mute la Neața și nu putem să-i oferim toate condițiile, pentru că cel puțin o dată pe săptămână e pe aici, pe undeva pe holuri. Zic, bă, o facem colegi și mai vin. Și știm de o treabă. Și mai vin. Mai vin, că mai am niște treabă cu voi, știi că v-am mai povestit eu de proiectul ăla. Da. Vin. Cum merge cu Te Cunoscu? Foarte bine merge vă cu Te Cunoscu, deci ne distrăm extrem de tare. Ți aduci aminte cum am făcut atunci în dimineața în care vin? Așa fac de fiecare dată când mă întâlnesc cu colegii. Sunteți gașcă faină acolo. Da, suntem, chiar suntem. Cu Romică, cu Jean, cu Connector acolo, este nebunie. N-ai cum să nu râzi non-stop. Și cu turbata de banici. Bun. Era din oficiu. Amir Oficial pe Insta, Raluca Oficial pe Insta. Găsiți mai multe detalii acolo. Să luăm o scurtă pauză? Să ne revenim cu nervii capului? Păi ne revenim, dar după aia imediat Horia, care împlinește 25 de ani de televiziune și este într-un turneu, este atât de... intuit încât și-a cumpărat un autobuz cu care transportă trupeții prin țară. Horia vine, nu-i așa, în ceva momente, se cântă live așa cum v-ați obișnuit. El își bea cafeaua în cana lui de 25 de ani, pentru că noi de 11 ani aproape la Neața ne bem cafele în niște căni pe care scrie HB Orchestra. Nu vă face!